conform unei inițiative legislative depuse la Senat de un grup de deputații liberali, cuantumul alocației de stat pentru copii ar putea ajunge la 10, 20 sau chiar 30% din salariul minim brut pe țară. Alocația pentru copiii cu vârsta până la 2 ani ar putea ajunge la 20% din salariul minim. De altfel, pentru minorii între 2 și 18 ani, valoarea propusă a fost de 10% din salariul minim și 30% în cazul celor care suferă de un handicap. Legea va fi aplicată începând cu 1 ianuarie 2017 în condițiile în care aceasta va fi adoptată. Niciun efort bugetar nu este prea mare pentru asigurarea unei relansări demografice a țării noastre. Nevoile crescânde pentru educația noii generații în contextul în care sumele alocate sunt foarte mici, coroborate cu venitul familiei, de multe ori unul scăzut, conduce în mod cert la o pauperizare a societății și, mai grav, la declinul demografic. Corelarea cuantumului alocat cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, având drept sursă de finanțare bugetul asigurărilor sociale de stat, ar conduce, în opinia noastră, la o revigorare a demografiei românești. Susțin inițiatorii. Important de menționat este faptul că salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi majorat de la 1050 de lei la 1250 de lei lunar, începând cu 1 mai 2016.